Rezultate spectaculoase la alegerile europarlamentare în Prahova, cu surprize chiar și pentru învingători. După numărarea a 95% dintre voturi la nivel de județ, primul loc a fost ocupat de PNL, cu 28,41% din voturi. Al doilea loc a fost adjudecat de Alianța USR Plus, cu un procent de 22,54%, iar PSD s-a clasat abia pe locul 3, cu 20,73% din voturi. La fel de surprinzătoare este și ordinea următoarelor clasate. Pe locul 4, situându-se PMP cu 7,52%, urmat de Pro-România cu 6,53%. La nivelul municipiului Ploiești, USR s-a clasat pe primul loc în preferințele electoratului, câștigând cele mai multe voturi. La nivelul orașelor, PSD a reușit să ocupe primul loc doar în Vălenii de Munte, unde primarul este social-democrat, și în Mizil, unde primarul este liberal. Normal că sunt sub așteptări. Normal că ne așteptam la un rezultat mult mai bun, dar așa se întâmplă ca în orice competiție. Din păcate, așteptările noastre nu s-au dovedit a fi realistice. Așa că o luăm de la capăt, muncim, discutăm, analizăm și vedem ce e de făcut în continuare. Ne bucurăm. Este, așa cum a spus, nesperat și pentru noi. Speram la un mesaj concret din partea alegătorilor. Dar este o surpriză plăcută și, în același timp, așa cum am mai zis, cred că este un mesaj puternic pentru toată clasa politică, la putere și în opoziție. Incompetența, hoția și aroganța nu pot fi tolerate la nesfârșit. Având aceste rezultate bune și noi sperăm în continuare la rezultate mai bune, dar trebuie să ne pregătim și să confirmăm această investiție de încredere prin valorile pe care ni le-am asumat: integritate, competență și respect pentru lege. Mie mi se pare foarte clar votul pe care l-au dat ploieștenii, care este un vot european și la nivel de municipiu și la nivel de județ. Da? Este foarte clar că cetățenii își doresc să fie în Europa, este foarte clar că cetățenii își doresc o administrație fără corupție, o administrație corectă, vor proiecte făcute pe fonduri europene. Este foarte clar că trebuie să mergem pe această direcție. Eu nu mergeam pe această direcție, dar acum avem și un vot clar dat de către cetățenii în sensul ăsta. Rezultate incredibil de slabe a obținut la nivelul județului Prahova partidul ALDE, care cu un procent de 6,32% din voturi s-a situat abia pe locul 6, după PMP și Pro-România.